azi ne-a cununat nașul, și dragostea ne-a legat nașul. Cine ne-a ținut cu luna nașa, ne-a unit pe totdeauna nașa. Hai, hai, te-mi iubește nașii mei. Bine v-am găsit, noi suntem de la companie Surprize Flori și am venit să bucurăm surfă pentru dumneavoastră. Puteți să mă geat, așa? Așa, astăzi. Și în special pentru dumneavoastră avem așa un coșuleț cu fructe, că în această perioadă avem nevoie de vitamine. Așa. Desigur, o șampanie ca să serviți acest eveniment important. Și o tortă dulce și gustoasă ca să vă îndulcească sufletele pe dumneavoastră. Și pentru să zic, mai avem și un buchet de flori, da? Așa. Sunt pentru dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb dacă vă dați seama de unde vine surpriza. Cam am o leacă de idee că m-a sunat fiinii de dimineață, așa, dar nu m-am înțeles și mă întreabă, s-a acasă, nu s-a acasă, dar cam așa mă gândesc cum ei puteau să fie. Cu siguranță, este din partea fiinilor și uitați-vă că aveți așa un tablou ca să-l puneți în cel mai frumos loc, da? Așa, hai să-l atent și la cameră. Vă place, da? Foarte. Așa, poftim, este pentru dumneavoastră să vă bucurați. Să vă aduceți aminte de această surpriză frumoasă și vreau să vă citesc și câteva cuvinte din partea lor care mă rugăm să le recit. La mulți ani, dragul nostru naș, te felicităm cu ocazia zilei de naștere. Vrem să-ți dorim ani mulți de viață, multă sănătate, putere, succes, bunătate și fericire. Fii mereu încrezător și liniștit, bun la inimă și minunat, puternic și curajos. Fii ca la ușa ta să bate mereu doar oaspeți doriți, iar în casă să intre doar vești bune, iar în suflet să trăiască mereu speranță și iubire. La mulți ani, nașule, cu stimă și respect, fiinii Iuri și Violeta, finuții Vladic și Cristi. Mulțumim frumos! Să fiți sănătoși! Păi să știți, vreunul vrei! Așa este, în brenul vrei, dar emoțiile te prind. Dacă aveți dumneavoastră, le transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Noi trebuie să-l mulțumim la fiinii noștri, că foarte mult îi iubim și stimăm, doar foarte departe și noi pe putem întâlni așa. Însă acum pe pandemie. Și pe pandemie. N-am avut ocazie să ne întâlnim chiar de mult. Și le mulțumim foarte mult. Întotdeauna sunt cu surprize plăcute pentru noi și le dorim și lor mult sănătate să-și realizeze ceea ce s-au pus în scop. Nașii mei, oameni gospodari, nașii mei, hai, hai, mirii noștri drăgălași, hai, hai, au noroc de așa nenaș să fiți fericiți, nașii mei, și de fiind iubiți, nașii.